Un nou scandal în Parlament, declanșat de deputații afiliați fugarului PNL Ilan Șor, în timp ce președintele Parlamentului Igor Grosu oferea declarații pentru presă, deputații lui Șor au încercat să le bruieze pe șeful legislativului în semn de protest față de decizia anterioară de a le interzice participarea la 5 ședințe în plen. Asta e tot ce pot face, au venit cu agenda de la Kremlin și o pun în aplicare, nimic mai mult. Trădător și slugoi, ia ca vedeți în toată splendoarea, care fără stăpâni nu pot trăi, partenerii lor sunt regimul criminal al lui Putin. Asta. Să nu ne permită să ne integrăm în Uniunea Europeană, e foarte simplu. Este cel mai negru vis pe care îl are Federația Rusă, să nu creeze un precedent prin care o fostă Republică Sovietică să ajungă să fie membru a Uniunii Europene. Dar noi să ajungem. Deputații neafiliați au încercat să-l convingă pe președintele Parlamentului să le permită accesul la ședință, însă șeful legislativului i-a ignorat. Accesul în sală le-a fost blocat deputaților afiliați lui Șor de către ofițerii Serviciului Protecție și Pază de Stat. Astăzi noi am depus cerere prealabilă respectivă la Parlament cu indicarea tuturor. Deci argumentelor privind ilegalitatea hotărârii Parlamentului care a fost emis acum 2 săptămâni. 7 deputați afiliați oligarhului fugar Ilan Șor au fost sancționați după ce au blocat tribuna Parlamentului în data de 13 iunie. Este vorba despre Marina Tauber, Vasile Bolea, Denis Ulanov, Vadim Fotescu, Regina Apostolova, Irina Lozovan și Alexandru Nesterovski. Propunerea a fost votată de 57 de parlamentari PAS.